Eu stând lângă el, cum zice ani de zile, lângă el, în sensul că seara de câte ori prindeam ocazia, acolo eram când vorbea el. Stăteam și eu, chiar după ce eram în mănăstire, dacă terminam treaba și treceam și vorbea, stăteam pe un colț și tot îl mai ascultam. Lucruri poate care le știam. Și gândiți-vă, dacă eu am stat din copilărie, tot mergeam la el, când m-am dus în armată, s-adunau soldați în jurul meu, seara după stângeri, eram într-un loc 100 de soldați, era paturi lângă paturi, așa, și le vorbeam cel puțin o oră din ceea ce am auzit la Panticleopa. Istorioare, minuni, deci stăteau toți, cum zice, gurile căscate și ascultau. Și în fiecare seară le vorbeam lucrurile astea. Deci am luat cumva de la Panticleopa, am putea zice în termeni lumești, vorbă multă, știți? Dar, de fapt, lucrurile astea le-am dat mai departe, care le-am auzit de la el. Acum le-am uitat, că au trecut ani, așa, dar atunci le aveam, adică, proaspete, întipărite, memoria era bună și aveam permanent de povestit, permanent. Ei, lucrul ăsta, dacă și în armată, vă dați seama, un an de zile, eu aproape în fiecare seară le vorbeam la soldați, așa. Deci s-au deschis din ce în ce mai mult. Și după aceea, vedeți că am ajuns acum, vorbesc de una. Adică s-a pornit, pot să zic așa, datorită Părintelui Cleopa. De acolo s-a pornit, de acolo am luat lucrurile astea. Bine, în afară că am citit și eu mult, că mi-a plăcut, au fost permanent adunate atâtea minuni și atâtea lucruri noi pentru mine, care s-au întipărit. Și în felul ăsta am putut și eu permanent să am ce spune mai departe.